Hai, salut, eu sunt Gigi. Înainte să trecem la poveste, vreau să vă anunț că avem un concurs. Mulți dintre voi mi-ați cerut o promovare și m-am gândit că asta e modul cel mai bun pentru a face asta, printr-un concurs. Așa că cei care doriți o promovare pe canalul meu, fiți atenți! Dacă aveți un canal de povești animate, animații în general, sau orice fel de canal, dar vă pricepe să faceți o animație scurtă, tot ce trebuie să faceți este să creați un clip scurt cu mine sau cu oricare alt personaj de pe canalul meu. Poate fi o povestioară scurtă, un sketch sau orice vă trece prin minte. Animația nu trebuie să fie perfectă, se pot face și în stilul pe care îl folosesc și eu, cu ilustrații. Aveți libertate totală, lăsați-vă creativitatea să iasă din voi. Atenție! Pentru a putea participa la concurs, titlul videoclipului trebuie să fie în următorul format. Povești de 2 lei, concurs promovări. Așa vă pot găsi ușor clipurile în YouTube Search. Cum va funcționa toată treaba? Pe voi creați clipul, care e de preferat să aibă între 30 și 60 de secunde, eu le vizionez împreună cu voi duminica următoare și aleg câștigătorii. Vor fi mai mulți câștigători și mai multe criterii. Cea mai bună poveste, cea mai bună animație, cea mai funny poveste și cel mai original concept. Toți cei 4 câștigători vor fi promovați timp de o lună pe canalul meu, prin intermediul poveștilor postate de mine și prin postări în comunitate. Vă doresc tuturor succes! Pentru cei care ați ratat povestea trecută, o găsiți aici. E practic prima parte a poveștii de azi, așa că ar fi de preferat să urmăriți prima dată pe aceea. Și acum, să trecem la poveste. Băi frate, și... Mai trec câteva zile și vine mutălanul cu Costel pe la noi. Văd ăștia bețele în curte și ne întreabă de ele. Am fost cu Mucea la pește și a prins ceva, mă? Eu unul și Mucea doi, dar al meu era mai mare. Erau miștoți, mă. Care senciucă era cât palma? Bă, la vreo 11 ani câte aveam eu pe atunci, palma mea nu era așa mare. Nu vă gândiți că am prins cine știe ce pește. Mergem și noi, sormea? Mergem, prostule, luăm de la unchiul niște gută. Are gută, Costele? Da, mă, are și plumb, plute, tot ce trebuie. Și crezi că ne dă și nouă? Nu știu, Gigi, poate ne dă. Nu ne dă zgârcitul ăla nimic. Și a avut dreptate mutălanul, nu ne-a dat nimic. Era aproape să le dea o mamă de bătaie lui ăștia. Dar apuca mutălanul să apuce niște gută de la ăsta, a băgat-o repede în buzunar. Își fac și ei două bețe, punem noi câte 2 metri de gută la fiecare, facem din câteva bucăți de lemn și plute improvizate și eram aproape gata, ne mai trebuiau ace. Găsim noi prin casă câteva bolduri mai mici, pândim să-l prindem pe domnul Mielu singur în garaj și mergem la el. Când aveam nevoie de ceva, apelam la el, nu ne refuza niciodată. Îndoaie-ne și nouă astea, mieluțule. Stai așa. Nici nu ne-a întrebat ce facem cu ele de data asta. De obicei ne întreba. Nici noi nu ne feream de el, era de încredere. Dă-ne și nouă un bulgăre de carbid. Ce faceți cu el? Niște bombe. Dă și mie un ciocan. Ia de aici, ce faci cu el? Batem niște cuie. Sudează-ne și nouă astea, mielule. Stai să plece tactul. Ascute-ne și nouă astea în vârf. Acum, Gigi, stai să beau paharul ăsta. Ia stai așa, ce faceți cu ele? Am făcut niște arbalete. Și în ce trageți? În copaci, în garduri? Poate tragem și în proștia după stradă. Ia stai așa. Dacă trageți în copii să dați la picioare, să nu le scoateți ochii ceva. Cam ăsta era domnul Mielu, omul nostru de încredere din garaj. Ne face acele, le punem la undițe și plecăm pe baltă. Ne ducem în același loc, luăm câteva râme și ne punem pe pescuit. Dar în ziua aia n-am mai prins nimic. Trecuse vreo oră jumate, Senciuc stătea la umbră 2 ore deja, când apare unul la vreo 30 de ani așa lângă noi. Ce faceți acolo? Pescuim, nene. Cu ce pescuiți, mă? Cu bețele alea? Da, nene, sunt undițe. Ce undițe, mă? Alea nu sunt undițe. Ia dă bățul încoa. Îi dă Costel bățul, se uită ăsta puțin la el și-l aruncă în apă. Ce faci, mă? E undița mea. E băz, mă, nu undiță. N-ai cum să prinzi cu ăla. Mutalane, mi-a aruncat undița. Lasă-mă că-ți dau eu una ca lumea. Vii la mine. Eu sunt Johnny, mă. Ia aruncați-le și voi, mă. Vă dau la toți câte una. Unde stai, nene? Zim, Johnny, mă. Stau aici la câteva străzi pe colți. Aruncă dreacul ăla în apă. Râde mutalanul și aruncă bățul și el. Așa, mă. Veniți mâine la mine toți. Aruncați-le, mă, și voi. Nu, că noi mai dăm puțin cu ele. Le aruncăm după. Aruncă-le, Gigi. Ne dă Johnny de-alea bune. N-auzi, mă, că mai dăm puțin? Taci în carasul meu, mutalane. Dă ăsta noroc cu noi, ne mai spune odată să venim a doua zi la el până în 11 dimineața și pleacă. Ești prost, mutalane? Ce dracu' ai aruncat alea, mă? Nu știi că e Gigi și prost și homolău. Taci, nevastă, ia vino lângă mine. Pleacă, pucitanie, că te bat. Chiar crezi că-ți dă ăla ceva? Ne-ai auzit ce a zis Gigi? Vă dă de vă umple ăla. Poate ne dă, mă, mergem mâine la 10 la el. Bine, mă, mergem. A doua zi ne întâlnim pe la 9:30 la ăștia și plecăm să-l căutăm pe Johnny. Ajungem la colțul străzii unde a zis ăsta că stă, dar acolo era doar o curte plină de gunoaie, ce părea părăsită. Ne-a păcălit ăla, mă, v-am zis eu.
Ați rămas și fără undițe, proștilor. Dar când să plecăm, dăm de unul mai bătrânel pe acolo și se duce mutalanul la el. Știți unde stă Johnny, bre? Nu stă niciun Johnny aici, ne poate. V-am zis că ne-am mințit, mă. Hai să mergem acasă. Ia stați așa, vorbiți de Ion? Nebunul ăla bețiv? Ne-a zis că ne dă undițe, bre. E un nebun ăla, mai e și bețiv. Aici stă, strigați acolo că doarme puturosul. Și ne punem noi pe strigat, strigăm toți cât de tare putem, până iese ăsta afară. Părul vâlvoi, în pijamale, cu o fată de ziceai că l-a călcat trenul peste ea. Care ții, bă? Nu vezi că dorm? Salut, Johnny, am venit să ne dai alea. Ce să-ți dau, mă, urâtule? Ai zis că ne dai undițe. Să vă dau tresti? Dar tu crezi că crezi la mine în curte? Auzi la nebunul ăsta. Poate e la voi să vă dau bătaie. Hai, mă, să mergem. Ne-ai pus să le aruncăm în apă. Lui frate mi-ai aruncat-o tu. Măcar dă-i lui. Bă, eu am câteva undițe. Am vreo 50. Vă dau, nu-i problemă. Dar face și voi ceva pentru mine. Hai, dracu, să mergem, mă. Mă și gândeam, o fi vreun pedofil ceva, cine știe ce nebun e ăsta. Vă duceți la obor și vedeți cât costă una. Și pe urmă veniți la mine și vă dau. La jumătate de preț, că nu pot pe gratis. Bine, Johnny, mâine venim iar. Ești nebun, mă, nu vezi că n-are toate țiglele pe casă? Mergem și vedem cât costă Gigi, poate ne dă. Da, mă, e de treabă, Johnny. Ne-ai auzit că e un nebun? Nu ne dă ăsta nimic. Și am plecat noi la obor cu tramvaiul, ne-am uitat cât costă, ne-am întors și a doua zi la 11 eram iar la ăsta la poartă. Ăsta era prin curte pe acolo, dădea cu mătura și avea o căciulă în cap în plină vară, afară erau 30 de grade. Johnny, Johnny, care ești, mă, ce vrei? Noi suntem cu undițele. Am fost la obor. Ce undițe, mă, pleacă dreacu de aici. Hai să ne dai azi, nene, la jumătate de preț. Așa am zis? Bine, mă, atunci, stai că vin acum. V-am zis eu că-i de treabă, mă. Vine ăsta cu patru undițe, vai de mama lor. Una era ruptă, fără ace, fără gută, nimic. Erau și pline de jec pe ele. Cred că le luase de la gunoi. Hai, mă, să mergem. Hai, dați banii și luați-le. Ce să luăm, mă, gunoaiele astea? Nu vezi că aia e ruptă? Voi ce vreți, mă, la jumătate de preț? Hai, dați de un pachet de țigări și fugiți cu ele. Nu le luăm, mă. Cum nu le luați? Vezi că vin la voi. Mutalanul, care nu mai zicea nimic, fierbea acolo. I se bulbucase ochii în cap. Rai al dracu de nebun. Stai că ți-arăt eu ție. Și scoate o piatră din buzunar nebunul și aruncă drept în mâna lui ăsta. Te îngură, mutalane, ne bagi la belea. Hai, mă, să fugim, vine nebunul după noi. Ăsta dădea să sară gardul. Noi n-am mai stat pe gânduri și am luat-o la picior. Ne-am făcut nevăzuți pe o stradă pe acolo. Și mai trec vreo două zile și apare Muncea la noi. Avea în mână altă undiță improvizată. Hai, bă, la pește, am făcut alta. Nu, merge, mă, ne ducem la asta să jucăm un joc. Hai, bă, vă duceți voi mai târziu. N-avem când, mă, că vine mamaisa acasă. Merge mâine, Mucea. Bine, mă, văd eu ce fac. Și azi murloce, a venit sorta acasă? Cred că da, mă, de ce? A babardit-o Ionica aseară, ci că a dat în ea toată noaptea. Ha, ha! Ce să dea, mă? S-a uitat la un film. La ce film are ăla? Cred că nu mai poate nici să meargă. Ha, ha! Ce dracu zici, mă, acolo? Ce filme? Eu cu Senciuc nu mai puteam de râs. Borlocul era mai mic și naiv. Filme de oameni mari, borloce. Ca în revista aia care ți-am arătat-o. Ești prost, mă, s-a uitat la Titanic. Mi-a zis el, mă, ce care o pereche de porumbei. Mamă, mamă! N-are, mă, niciun porumbel. Vezi că ești prost? Zice de sân, prostule. Ăsta zicea că l-are până aici, mă. A urmărit-o la baie. Nu, mă, ci că l-are pe penaș așa. O fi văzut-o pe babă. Ați-vă, dracu de proști. Mă duc acasă, mă. Stai, mă, că venim și noi. Am plecat la ăsta. Ia undița dacă-ți trebuie. Bă, cred că ia una. Mă duc la Șercan. Și am plecat noi la Morlocu, ne-am jucat 3-4 ore și ne-am întors înapoi. Apare și Mucea. Venise să ne spună că nu mai are undița. Ce-ai făcut cu ea, mă? Am aruncat-o în apă, Gigi. Lasă-mă, corcul nu mai dădeam cu ea. De ce ai aruncat-o, mă? Te-ai dilit la cap? Nu, mă. A venit unul la noi și a zis că ne dă el trestii ca lumea. Dar să le aruncăm pe astea în apă. Unul cu o față de bețiv și de prost, așa la vreo 30 de ani? Da, mă. Unul, Johnny. Mâine mă duc la el. Așa le-a făcut și lui Mutalanu și Costel. E un nebun ăla. Îți cere bani când te duci și se aduce o undiță plină de jeg. Nu, mă. Era un om serios, ce dracu. Lasă-l, Gigi, să se ducă. Ia și tu o piatră ca Mutalan. Păi nu-l iau pe Ogea cu mine? Vede prostul dacă e așa. Și a doua zi îl ia Mucea pe Șercan și pe Ogea și se duce la ăsta. Nu am fost acolo, dar ne-a povestit Mucea pe urmă. Planul lor era să se ducă el cu Șercan la ăsta și Ogea să stea la câteva case ascuns, oricum nu-l cunoștea nebunul. În caz de ceva, sărea Ogea cu un băs pe el. Zis și făcut, se duc acolo, iese ăsta Bermur și se iau la înjurături. Pune mâna pe Mucea, Șercan mai ia la picior. Ogea se uita și îl înghesuie bine pe Mucea, îi pălește una și peste ochi, când apare și Ogea într-un final.
îi arde un băț de la pe spate și câteva picioare. Ia de aici, Johnny, ia de aici, ho, ho! Scapă și Mucea și sare și el cu picioarele pe ăsta. Dar așa beat și nebun cum era, se ridică Johnny de acolo, îi ia bățul Ogea din mână și vine spre ei. Când se uită Mucea, Ogea deja era la 10 metri. Fugi, bă, e rezistent nebunul! Și-a luat-o și Mucea la fugă cu nebunul după el. I-a tras câteva bețe pe spate până s-a oprit. Norocul lui Mucea că alerga repede. Da, mă doare spatele și ochiul de nu mai pot. Bine că nu te-a prins, dracu. Dar i-am dat și eu câteva. I-am dat să simtă. Ha, ha! După treaba asta, am ocolit zona aia vreo 2 săptămâni, să nu ne vadă nebunul. L-a mai văzut la vreo lună așa, dar nu ne mai știa. Era cu un bidon de bere în mână. Am fost iar la obor și ne-am luat câte o undiță până la urmă. Vara aia am stat mai mult pe baltă acolo. Dacă v-a plăcut povestea, nu uitați să dați un like, un comentariu și un share. Și subscribe dacă încă nu v-ați abonat. Apăsați și clopoțelul pentru notificări. Ce putem învăța din această poveste? Păi, poți să prinzi pește și cu o undiță improvizată. Mic, dar tot pește e. Și nu te pune cu nebunii, frate. Ferește-te de ei. Până data viitoare, ne întâlnim când o vedea. Hai pa!